Hei, salutare dragilor și bine v-am regăsit și astăzi într-o zi de duminică, așa de sărbătoare. Astăzi vreau să fac varză scăzută, am varză murată de la bunica. Aveam pe la congelator un ciolan, l-am eu și degustat puțin, e afumat. Morcov ras, ceapă tocată, ardei, avem aici sos de roșii, vreo 350-400 ml. Untură de rață, bulion de ardei, mai avem boia de ardei dulce, cimbru și piper. Sare nu punem, că avem deja varza murată. Dacă va fi nevoie, adăugăm acolo și câteva firicele de sare să mai dea gust și facem în oala de pământ. Deci totul îl pregătim în oala de pământ, o să iasă foarte gustoasă. Punem compoziția pe care am tocat-o și morcovul pe care l-am dat pe răzătoare. Nici răzătoarea, nici aia mică, nici aia mare, una potrivită. Punem peste varză, o să punem și ardeiul, la fel îl punem aici peste varză. Eu amestec așa ca la sarmale. Fac o compoziție, o amestec pe toată și după aceea încep să o așez în oală. Punem și piper, nu foarte mult, noi nu mâncăm așa mult piperat. Boiaua de ardei dulce, care va da și culoare, bineînțeles că va da culoare preparatului nostru, dar și gust. Și punem și cimbru, neapărat cimbru, că ați văzut, cimbru este aromat și va da o savoare deosebită. Dacă nu punem cimbru, nu va avea gustul care trebuie și nu le va place celorlalți și nici mie nu îmi va plăcea. E, am scos și niște mărar de la congelator, îl pompă tot, ultimul mărar, producție slăbuță, să vedem de unde mai cumpărăm, bineînțeles că de la magazin, că n-avem ce face, și amestecăm, încercăm să omogenizăm, aș fi amestecat cu mâna, dar n-aș vrea să ia de mine ceilalți, să-mi spună că nu găsesc o lingură să amestec, așa că nu o să fac cu data asta cu mâna, o să fac cu o lingură. Și o să amestec bine, bine, bine de tot, să se omogenizeze toate legumele cu varza și cu ingredientele pe care le-am pus, cimbru cu mărarul și cu boiaua dulce. Așa, amestecăm cât de cât, nu trebuie să insistăm foarte mult, de câteva ori și totul o să fie perfect, pentru că la un moment dat gusturile se vor întrepătrunde când le vom băga la fiert și va ieși ceva, zic eu, deosebit. Mie îmi place foarte mult varza asta scăzută, am vrut să o fac fără carne, dar de data asta m-am răzgândit și dacă tot aveam pe acolo vreo 2-3 ciuloane afumate pe la congelator, am zis să mai scap de ele, că nu, și astea o perioadă și cât să le mai țin. O să pun prima dată pe fundul oalei de pământ o parte din compoziția mea pe care am amestecat-o mai devreme și o să pun ciolanul. Uitați ce ciolan, e un ciolan la piciorul din față, nu e ăla de pe spate, așa mai zdravăn. E ăla de pe față, dar merge și ăla de pe față. Și ce o să punem acum? O să punem niște... ce asta? Untură. Untură de rață. Deci untura asta de rață o să frăgezească și o să iasă foarte gustoasă varza noastră. Puteți să puneți ulei dacă nu aveți untură. Mie îmi place să folosesc untura când gătesc. Și când fac cartofi prăjiți, o să vă arăt și niște shorturi cu cartofi prăjiți în untură. Și când gătesc, să mai pun câte un pic de untură, pentru că dă gust și ajută foarte mult atunci când preparăm ceva, cum este și în cazul nostru de față, o să iasă un preparat bun și fraged. O varză foarte, foarte fragedă o să iasă. Punem din nou peste ciolan, încercăm să-l acoperim, nu pun toată compoziția, cam în 3 straturi așa lucrez eu. Am pus al doilea strat acum cât să acopăr ciolanul și acum o să vin cu bunătățile de la bunica, o să pun o lingură de bulion de ardei. Este suficient o lingură, uitați ce culoare roșu a prins, o să dea o culoare și asta, avem și boiaua, o să iasă o minunăție, vă garantez.
Și aici avem sosul de roșii pe care o să-l pun pe tot, că de asta mai avem în cămară și mulțumim bunica și lui Dumnezeu că avem norocul ăsta. Și acum o să punem și o să umplem oala, o să punem restul de compoziție, îl așezăm frumos așa la suprafață să fie orizontal și îl vom băga la cuptor. La cuptor eu mă joc un pic cu temperatura, o să stea vreo 3 ore la cuptor și cu capac și fără capac. Îl dăm și pe la 180 de grade, îl dăm și pe la 200 și vreo 20 de grade la început ca să o ia așa să fiarbă bine așa la început și după aceea îi dăm așa încet, mocnit, să scadă ea cât mai mult, că o să vedeți că o să-și lase și zeamă. O să-i punem noi și apă să acoperim, că dacă nu-i punem, nu o să fiarbă cum trebuie. Așa că punem de la început, pentru că nu mai vreau să mai completez pe parcurs. O să reglăm focul astfel încât să nu ne trezim că va trebui să mai completăm pe parcurs. Și cam asta este pregătirea, să zicem. E mai multă pregătire decât coacere la acest preparat. Mie îmi place foarte mult și varza murată, așa că orice preparat care se va face cu varză murată îmi place la nebunie. Uitați ce oală frumoasă mi-am cumpărat de pe la Oradea. Sper să mă țină cât mai mult și să fac cât mai multe preparate. Am pregătit-o aici la cuptor. Oala asta nu trebuie nici un pic de pregătire înainte. O să dau undeva la 180 de grade la început și o să-i dau drumul fără ventilare. Îl las fără ventilare la început. Ia să vedem, domne, ce avem aici. Ce avem noi aici? Ia uitați ce frumos a rumenit ea aici deasupra, pentru că i-am luat și capacul, am mai pus și capacul, l-am mai și luat și a ieșit ceva deosebit. Ia să verificăm și ciolanul. Păi cade carnea după el, uitați-vă și noastră, uitați cum arată. Efectiv se topește, se topește ciolanul. Mai are puțină zeamă, aș mai putea să o las, dar este suficient. A stat 3 ore și jumătate la cuptor. Eu zic că este foarte fragedă. N-are cum să nu fie fragedă, așa că o să pun o porție de vârzică de asta cu ciolan, pentru că nu mai pot de poftă. Eu nu mai pot de poftă. Deja miroase toată casa a varză și încă mai sfârâie aici, așa se simte cum vine de subt, așa zeama asta, bulele de zeamă. Dar abia aștept să gust, dacă vreți vă trimit și vouă. Ia uitați cum a ieșit osul după ciolan, a fiert și mama lui. Vă invit la o porție de varză dintre asta fiartă la cuptor. Vă doresc poftă bună și ne vedem într-un alt vlog.